Reprezentanții primăriei municipiului Călăraș anunță că din motive obiective care țin doar de o situație tehnică legată de aprovizionarea cu agregate naturale necesare stratului de balast stabilizat, și anume stația de unde se efectua aprovizionarea a fost nefuncțională o perioadă, turnarea primului strat de asfalt pe tronsonul Republicii, prelungirea București al bulevardului Nicolae Titulescu, nu se poate efectua în această săptămână. Sunt necesare 7 zile pentru ca stratul de balast stabilizat să atingă rezistența necesară accesului utilajelor grele specifice procesului de asfaltare. În cursul zilei de miercuri 4 septembrie a fost finalizată așezarea acestui strat de balast stabilizat. Ritmul lucrărilor a fost unul intens încă de la demararea lucrărilor de modernizare pe acest tronson, lucrări de anvergură care au început pe perioada vacanței tocmai pentru ca intervențiile care produc mult deranj, precum decopertarea, transport, moloz, compactarea stratului de infrastructură, să se reducă odată cu începerea anului școlar. Se vor aplica, începând cu data de 9 septembrie, la propunerea poliției rutiere, soluții de fluidizare a traficului în zona școlii Nicolae Titulescu. Pentru părinții ce vor să staționeze mai mult în zona unității de învățământ, există posibilitatea accesului într-o parcare nouă amenajată în spatele blocurilor N25 și N26, dar și în alte incinte de blocuri. Până acum nu au fost probleme și nu avem nici solicitări, nici reclamații. Am înțeles că există o comisie, avem și noi membri în această comisie la nivelul prefecturii, care a fost în unitățile de învățământ. Nu sunt probleme deosebite de funcționare și nici de autorizare. Există o echipă de vreo 3 săptămâni care umblă prin școli, umblă în sensul efectuării unor lucrări, nu, de cosit, de tăiat crengi, de asfaltări și așa mai departe. Vreau să vă spun că mâine se va asfalta ultima porțiune de la o zonă acolo între Dan Mateescu și Mihai Eminescu și în situația asta, având în vedere ce am executat și în anii trecuți, toate unitățile de învățământ au terenurile de sport asfaltate, au aleile asfaltate și au primit o concursul din partea noastră ca să înceapă în bune condiții. Vă mai precizez faptul că școlile au personal auxiliar care pot executa tot felul de lucrări și nu știu dacă le-au executat, dar și cu ajutorul nostru lucrurile avem semnale că totul e în regulă. Care este perioada de garanție a lucrărilor, a tronsoanelor mai bine zis, și odată cu turnarea ultimei suprafețe de asfalt, asta înseamnă că s-au terminat lucrările la tronsonul acela de la Eminescu? Care e? Nu, e vorba de lucrări interioare. Nu e vorba de... Mă interesează starea drumurilor, pentru că și alea sunt importante. A zis că va fi gata tronsonul acela din fața Sucii. Care... de la școala 5. La școala numărul 5. Ai zis 10. De școala numărul... Se pare că nu sunt... Până luni mai... Nu, stai puțin. Eu întreb. Da, vă pot spune. S-a turnat stratul de beton. Da? Se așteaptă, să vadă după ce se aprobe, dacă acesta permite sau nu asfaltarea. Dacă nu permite asfaltarea, ne asumăm faptul că nu s-au terminat, dar nu datorită nouă, ci datorită defecțiunilor care au avut loc la stația de betoane și că avea miercuri ne-a dat, sau nici acum nu ne-a dat, a luat din altă parte. Și în momentul în care va fi gata, săptămâna viitoare se va turna asfalt. Un singur strat, da, după care se trece la lucrări colaterale, mă refer la zona din fața blocurilor, dar între timp, ca să te aduc la... Între timp, se va apuca de zona dintre locomotivei de luni și bulevardul până la Dunărea. Dar, la acest moment, lucrările sunt în grafic și nu poate fi onorată predarea la începutul școlii. Azi, care predare? Păi nu se predă tronsonul, că nu este gata. Și v-am întrebat de fiecare dată. Este în grafic? Da. Da, va este. Va gata la începutul școlii? Da. Dacă se... Dar mai multe trebuie. Da. Acolo nu e numai asfaltul necesar. Da. Stai puțin. Când v-am spus acest lucru, cum s-a întâmplat și pe primul tronson între Cornișei și București, s-a turnat continuu în 2 zile. Adică într-o zi de dimineață până seară, într-o zi de dimineață până seară, pe fiecare parte. Din ceea ce am constatat,
Noi trebuia să terminăm vinerea trecută turnarea stratului de beton. De joi nu s-a mai putut turna, întrucât stația de betoane de unde iau cu toate, nu putem să forță și nici să-mi permit să turn asfalt cu tot deranjul care va fi în 2-3 zile, pentru că astfel putea să avem probleme la exploatare. Nu se răspunde nimic de perioada de garanție. Ba da. Păi, nu știu, eu n-am auzit, am discutat de termene care, iată, nu păi, sunt... Păi, garanția e un altă... Și discutăm dragul de facea de garanție care vedem când va fi, când nu avem termene. Dar de azi, acum, că nu e gata până la începerea școlii. Deci, hai să spun ceva. Poftim? Dragul meu. Ce poți să-i și prângești termenul? Deci, fii atent. Deci, toate se pot prângește, nu e atât de posibil. Domnul Driga, această lucrare trebuie terminată la anul viitor, până în iunie. Noi am, și nu știu dacă știți, că mă duceam de cel puțin 4-5 ori pe zi, la toate, și mă duc și acum, la toate punctele de lucru. Și acum vin din... Da, dar e bine să fie și reprezentanții lucrărilor contractate. Da, de asemenea, nu, de asemenea, de asemenea, nu, la masa de prânz se duce fiecare unde dorește. Nu, nu, nu. De asemenea, de asemenea, vă spun, că la fie, vă spun că la fiecare întâlnire participă dirigintele de șantier și constructorul. Și colegi de-ai mei. Că nu-i vezi tu, asta e problema ta. Și dar ce s-a întâmplat la ultima întâlnire cu noastră când a spus că mergeți pe teren și că să fie, că sunt toate utilajele acolo la lucru? Nu au fost decât un singur tractor. Și de ce? Și de ce? Pentru că ne-am apucat. Păi da, dar nu a fost ce a spus. Ok, cu scuzele de rigoare, mai câteodată... Nu doresc vinovați, vă relatez exact ce s-a întâmplat. O să vedeți că... Lucrurile astea ne afectează direct. Știu, și pe mine mă afectează. Și perpetuate. Da, nu o să fie perpetuate. Eu vă spun că ei vor să lucreze începând din de luni. Vom vedea. Au și... Să vă aduc la noastră la cunoștință, pentru că altfel nu puteți să-i stimulați. Pentru nu, eu nu-i stimulez. Și teren alta este. Da. Nu, e în teren, în teren, eu văd în fiecare zi. Nu mai credeți atât de mult, pentru că nu cred chiar așa. De, după ce am vorbit cu tine, puteam să te sun, să spun, băi... Eu am fost acolo. Păi și eu am fost acolo. Și am, eu am avut o discuție, eu am avut o discuție cu constructorul și bineînțeles că termenii de dialog a fost foarte... Să vă și când vine constructor și la data și ora chiar vă rog, și da. Poze când vine. Da. Eu cred, eu cred că ritmul în care s-a lucrat... Ritmul, numai puțin. Păi, ritmul în care s-a lucrat destul de bine.